Deopdrej.ro. Deopdrej.ro, bună dimineața, dragi prieteni. Iată-ne în tandem în această dimineață aici la Radio Deopdrej.ro, la programul matinal, alături de mine colega Laura Ilie de la Interes Argeșan. Laura, bună dimineața și bine ai revenit. Bună dimineața. Interesante titlurile, spuneam și puțin mai devreme, interesante titlurile din ediția din această săptămână a Interesului Argeșan. Pe prima pagină avem un titlu care a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare, o mulțime de comentarii și pe bună dreptate au fost produse aceste comentarii. Văd că dezăpezirea a costat la Curtea de Argeș 83.000 de euro. Dar să le spunem încă de la capul locului celor care ne urmăresc, e vorba de dezăpezirea din iarna 2018-2019. Da? Abia acum au fost date publicității, datele astea. Da, pentru că acum s-au făcut calculele, iar pentru iarna aceasta încă nu se știe, dar eu cred că va fi chiar mai mult. Pentru că au crescut prețurile la toate materialele care folosite sau nu au fost cumpărate, cel puțin asta este varianta oficială, dar cei 83.000 de euro din iarna trecută s-au cheltuit pentru cele 3 zile în care a nins. Dacă ne amintim, doar 3 zile a nins la Curtea de Argeș în sezonul trecut, cei drept a fost zăpada foarte mare, pentru că și bradul acela care era pus în parcarea de lângă sala de sport, da, ne a fost rupt de zăpadă. Deci 3 zile de zăpadă serioasă, dar 3 zile au trei zile în care s-a dezăpezit, de fapt nici măcar nu s-a dezăpezit în 3 zile. Da, să zicem, s-a intervenit, da, au costat 83.000 de euro. Mă întreb, dacă ar fi nins 3 luni, așa cum e iarna, cum era iarna la noi pe vremuri, cât crezi, Didi, că ar fi costat dezăpezirea? Cu regula de 3 simple, dacă ar fi să facem... Chiar mă gândesc la un faliment al orașului, știi? Adică dacă ar fi să fim și să ducem lucrurile la extrem. Cert este că de fiecare dată la Curtea de Argeș există probleme în ceea ce privește dezăpezirea. Se tot spune că se intervine pe principalele artere. Nu îl contrazicem pe domnul Ghiță, spre exemplu, dar pe celelalte străzi secundare din cartiere, da, nu se intervine aproape deloc și știm foarte bine cum se circulă la Curtea de Argeș. Problema asta, eu zic că nu se va rezolva niciodată, pentru că a devenit deja o obișnuință, da? Plus că am studiat eu personal anii trecuți, am studiat așa cum se acționează la Curtea de Argeș. Dom'le, nimeni nu percutează la primele ninsori, da? Dom'le, stai să mai stăm un pic să vedem, că poate iese soarele, că poate se topește, că bine, poate oamenii și-au format un algoritm de lucru. Cert este că dezăpezirea la Curtea de Argeș este departe de ceea ce ar trebui să fie. De ambele părți, deci mă refer și la autorități, dar și la cetățeni, care cetățenii, mulți dintre ei, uită că trebuie să iasă și să dea la o parte zăpada de pe lângă imobile. În sfârșit, așteptăm și datele pentru dezăpezirea 2019-2020 și sperăm să nu apară fix în 2021 sau spre 2022, da? Ca nu, să nu-i derutăm până, pe cei care până luna iunie trebuie să apară calculele. Luna iunie e o lună foarte interesantă. Așteptăm. Bun, deci s-a achiziționat material antiderapant, da, înțeleg, da? Ce înseamnă asta? Nisip și sau nu mai e voie cu nisip? Nu mai e voie cu nisip. Așa. Este un alt material care se numește inhibator de... Așa, exact. Inhibator de... De ceva, de zăpadă. Da. Așa. Mi-aduc aminte, da, și chestia și asta costă este... foarte mult. Da, costă da, foarte da. Mult. A fost cumpărat și... Dacă a fost cumpărat, se cheamă că a fost, banii au fost cheltuiți. Eu cred că totuși, dacă au fost cumpărate materialele astea antiderapante și n-am avut parte de iarnă, bănuiesc că... Inhibitor de coroziune, scuze-mă. Inhibitor de coroziune, da. Deci mă gândesc că materialele astea, dacă până acum n-am avut deloc zăpadă, da, la Curtea de Argeș, nu cred că directorul Ghiță poate să spună că a intervenit cumva pe undeva, da? Deci materialele astea ar trebui să se găsească, să se regăsească la anul în depozitele SPGC pentru iarna următoare. Rămâne de văzut. Păi mai ales că în depozit ar fi trebuit ca anul acesta să mai rămână material și din cel achiziționat anul trecut, pentru că nu s-au consumat foarte multe materiale, dacă mă înțelegi, știi? Păi înțeleg, da, s-a spus ceva în direcția asta?
Dom'le, ne-a rămas de anul trecut atâta și anul ăsta am luat atâta. Că... Ne-a rămas de anul trecut și am mai luat ceva anul ăsta. A, de ceva zi, da, așa. Da. Am înțeles. Schimbăm subiectul. Subiectul acesta este detaliat în pagina a noua. În pagina a doua intrăm în interiorul ziarului și îl vedem pe consilierul Mădălin Marinescu, care cere rezolvarea problemei taximetrelor care circulă ilegal. Înțeleg că chiar avea o soluție pentru această problemă, consilierul Marinescu. Da, problema reclamată de el și de mulți cetățeni este aceea că se... Multe din taximetrele care circulă prin oraș nu sunt autorizate. Cele care au licență și care sunt autorizate trebuie să aibă acea bulină pusă pe caroserie. Mădălin Marinescu susține că a găsit de vânzare licențe de taximetrist la Curtea de Argeș pe OLX la vânzare pentru 2000 de euro bucata. Deci lucrurile deja au scăpat de sub control. Pe de altă parte, fostul consilier pe probleme de transport din primărie, care a ieșit la pensie între timp, ne spunea că sunt foarte multe cereri pentru taximetrie la Curtea de Argeș, numai că administrația locală a stabilit un număr maxim de taximetre, acest număr maxim a fost atins și nu se mai poate face nimic. E de presupus că și cei care au făcut cerere, dar le-a fost refuzată, fac taximetrie așa că vor să facă, dar și cei care au licență n-o folosesc și o vând mai departe pentru o adică sumă de... o țin ocupată pur și simplu, da, licența, da, da, și nu, da, practică, da, respectiv, așteptând să facă o... Sigur, faptul că nu sunt taximetriștii acreditați și faptul că nu au toate actele în ordine se vede, pentru că sunt mulți taximetriști care nu se comportă civilizat, care nu pornesc aparatele de taxat. Și așa mai departe, care au mașinile foarte... Sunt mulți taximetriști care îți refuză cursa de, exact, pe motiv că este scurtă. Adică, da, dacă nu te duci de la Tutana încolo, nu mai stau de vorbă cu tine. Eu personal am pățit așa. Nu am întâlnit foarte des chestiunea asta, dar e de ajuns o singură dată să te intersectezi cu astfel de situație. Pe de altă parte, eu din ce am văzut, cei speță taximetriștii care circulă ziua, da, sunt în regulă, pentru că îi știm cu toții pe... Cei mai mulți dintre, da, ei, dacă înveți un puștan de 18 ani... Noaptea bănuiesc că lucrurile se schimbă puțin, pentru că nu cred că ar avea cineva curaj să facă la lumina zilei lucrul ăsta. Da? Deci sunt niște taximetriști consacrați aici la Curtea de Argeș, pe care îi știe toată lumea și îi știm taximetriști de o viață, da? Pe ei n-avem de ce să-i acuzăm. Se vede, da, toate, sigur, mașinile, sigur, au buline, dar sunt unii care apar așa, cum să spun, în regim din ăsta amator, așa, de taxi. În sfârșit, autoritățile, eu zic că ar trebui să se implice și să ia niște măsuri. Sigur, da? Deci, sigur, dacă noi știm lucrul ăsta, dacă în Consiliul Local se discută lucrul ăsta, cine ar trebui să intervină? Păi, Poliția Națională, cod la cod cu cei din primărie, probabil. Exact. Da? Cei de la Departamentul de Transporturi din primărie, de asta se ocupă, de transporturi, nu? Taximetrie, transport public local, de călători, s-au făcut pe vremuri, se făceau controale de către echipe mixte, da, poliție și primărie. Sigur că se anunțau între ei și rezultatele nu erau cele scontate, dar măcar se făcea ceva, cineva încerca să facă ceva, cu mai mult sau mai puțin succes. Dar acum toată lumea se plânge, că într-adevăr și la noi la redacție au venit destule plângeri pentru acești taximetriști, nu mulți, dar suficient cât să strice imaginea tuturor. Și nimeni nu face nimic. Iată, ar trebui ca noul consilier pe probleme de transporturi... Apropo, cine este noul consilier? Îl cunoaștem? Da, este o doamnă pe care o cheamă Dumitrache și nu mai știu cum. Am înțeles. Bun, da, este soția depozită consilierului local Ștefan Dumitrache. Am înțeles. Deputatul Mircea Drăghiș a dat demisia din PSD. Detalii în pagina 3, deși sunt convins că mulți au aflat despre gestul făcut de Mircea Drăghiș. Lucrări pe Valea Doamnei, pagina a 4. Interesantă imaginea cu muncitorii care decolmatează Valea Doamnei. Mie mi se pare că este chiar acolo, în zona restaurantului, da, Capra. Da, acolo s-a început. Da? Serviciul de gospodărie are buget la jumătate față de anul trecut. Subiectul ăsta l-am văzut și pe ediția electronică. Ce înseamnă asta? Ce putere mai are SPGC-ul dacă bugetul este la jumătate? E o contradicție aici între directorul serviciului public, care susține acest lucru, și directorul economic al primăriei, domnul Gheorghe Florescu, cel care susține că, de fapt, bugetul este fix același ca anul trecut. Dar domnul Ghiță de la SPGC spune că are mult mai multe lucruri de făcut față de ce avea anul trecut și din cauza asta bugetul, practic, s-a înjumătățit. Dar
Are într-adevăr mai multe lucruri de făcut decât anul trecut, adică are activități noi, gen administrare, complexul sportiv care conține complexul de natație, sala de sport și stadionul, dar nu se mai ocupă de, de zăpezire și nici de câini. Da. Bine, nici nu știu dacă SPGC-ul s-a ocupat de câini anul trecut. Da. Hai să vorbim serios. Practic nu s-a ocupat. A fost o perioadă scurtă când... Da, a fost un adevărat scandal. Avem și un material pe tema asta. Un scandal foarte mare care s-a terminat așa, fără ca cineva să ia vreo măsură. Numai au fost alocați 45.000 de lei pentru a prinde 100 de câini. E mai bine nu se mai alocau. Au fost prinși 13 câini, s-au plătit 3.000 de lei, restul banilor au rămas la primărie, câinii sunt peste tot. Da, și înmulțirea lor este vizibilă cu ochiul liber. Dacă în urmă cu mai bine de un an de zile aceștia aproape că dispăruseră de tot de pe străzile municipiului, după ce SPU și-a pierdut licența, da, n-a mai avut dreptul să strângă câini, aceștia s-au înmulțit necontrolat una peste alta. Este clar că cineva aduce câini sistematic la Curtea de Argeș. Altfel, eu nu văd cum Dumnezeului câinii ăștia apar pur și simplu din pământ, din iarbă verde. Și apropo de câinii vagabonzi, vă spuneam doamnelor și domnilor puțin mai devreme, am găsit arhiva televiziunii Alfa, da, am avut buna inspirație să o păstrez pe niște hard discuri și am găsit niște înregistrări de acum mai bine de 15 ani, deci din 2003-2004, ce am remarcat? Cam aceiași oameni prin administrație, da? Ioan Ghiță era încă de pe atunci director la Serviciul Public de Gospodărie Comunală, Ion Șerban era încă de pe atunci consilier local și se dezbăteau în emisiunile de la Alfa TV tot aceleași probleme. Această problemă a câinilor vagabonzi, deci dezbătută în urmă cu 15 ani, este, cum să spun, trasă la indigo cu problema câinilor vagabonzi din 2020, de unde rezultă că la Curtea de Argeș nu se schimbă nimic. Dom'le, lucrurile rămân la fel. Două chestiuni sunt constante. Problemele care rămân în peisaj și oamenii din administrație. De unde, ce concluzie putem trage, Laura? Că ar fi momentul să umblăm și la unii și la alții. Să mai facem niște schimbări în speranța că problemele se vor rezolva. Sau, mă rog, dispar astea, măcar să apară altele, știi, că ne-am cam plictisit de problemele astea. Ia uite aici, mă uitam în timp ce vorbeam cu tine, trecem la pagina a 5-a, declarație de șef de serviciu. Ia auziți aici. Șeful serviciului piețe își declară competența. Deficiențe au fost, sunt și vor mai fi în activitatea noastră. Deci, adică cum să meargă lucrurile bine în condițiile, deci, în care ai oameni în funcții care spun? Am și eu o întrebare. Un șef de serviciu de ce este pus într-o funcție? Doar ca să ocupe organigrama, să fie organigrama aia legală? Să dea bine în schema de personal? Că n-am înțeles care e treaba. Deci deficiențe au fost, sunt și vor mai fi în activitatea noastră. Adică să fiți voi sănătoși că nu rezolvăm nimic, chiar dacă sunt probleme. Da, problemele vor fi aceleași sau altele. Noi, știi, da. Seama care sunt criteriile după care sunt numiți sau după care ocupă oamenii ăștia posturile. Exact. Acest șef de serviciu public are o vechime mare în post și anul trecut în raportul de activitate, cred că l-am dezbătut aici la tine la emisiune, a fost redactat în cel mai pur stil comunist. Adică, dragi tovarăși și prieteni, o să facem totul pentru a încasa într-un an cât ar fi, cât am fi putut să încasăm. Da, o să facem totul și ne facem autocritica dacă, dar vă asigurăm că... Am înțeles. Deci iată, acum așa nuanțat puțin, deci deficiențe au fost, sunt și vor mai fi. Da. Trebuie să recunoaștem, hai să zic, piața centrală nu arată foarte rău. Nu arată foarte rău. Însă dacă te duci în zona Ivancea și problemele astea au fost semnalate și de consilieri local prin ședințele de consiliu, da? Piața aia, vânzătorii ambulanți care vând acolo pe trotuarul acela de la Ivancea, domnule, zona aia arată ca Afganistanul. Deci fără să exagerez absolut deloc, fără să forțez nota. Deci ăia ar trebui să dispară. Și mi-aduc aminte că la un moment dat a fost apostrofat de un consilier local, iar domnul director pe care îl cheamă Marin Florea i-a răspuns
cu o aroganță din asta. Și ce bă, ce treabă ai? Ceva de genul ăsta. Dacă nu-ți place, dacă să nu mai treci prin dacă piață. Nu-ți place, da. Numai, exact, asta i-a spus. Dacă nu-ți place, da, numai... Da. Deci, ia că oameni de genul ăsta ar trebui să dispară după declarații de genul ăsta. Păi mă, frate, eu te întreb pe tine, ca cetățean, da, n-am nimic personal cu domnul Florea, nimic personal, da, ca cetățean îl întreb, bă, dar tu de ce ești pus acolo? Și am curat să fac pariu că are și un salariu extraordinar. Sigur, poți să, da, fii sigur. Cât de bani ești, că... măcar stoarceți un pic mintea aia sau fă ceva ca să schimbi în bine situația. Nu să vii și să-mi spui că mie mi se pare asta tupeu de borfaș, iertați-mi metafora, dar ce? Da, mă, sunt probleme, au fost și sunt și o să mai fie. Să fii tu sănătos, eu stau și mi-incasez în continuare salariul meu. Baban, da. Și fii atent ce mai zice domnul Florea. Pentru toate să fie clar, pentru toate incidentele și neînțelegerile apărute în cursul anului analizat, dintre cetățenii orașului și diferiți comercianți din piață, îmi cer scuze în nume personal și rog ca de fiecare dată când dau vreo nemulțumire să mă caute la biroul pieței pentru a le rezolva în mod pașnic și civilizat. Îmi vine să folosesc un termen de argo, bă, mă lași. Da? Păi, păi, frate, pe persoană fizică. Tu, exact, exact. Tu ești acolo, cine, a venit cineva la tine în casă și nu i-a plăcut că n-ai șters praful și zici, lasă, vină cu mine în living, că... Adică ce, sar la bătaie, nu înțelegi? Da, da. Știe bătaie domnul Florea? Nu, adică știu, ce? nu știu dacă nu, știe sau nu aici, știe. Aici chiar, da, cu siguranță, după părerea mea, ca cetățean, dar și ca ziarist, care scriu de multă vreme despre serviciile publice, eu cred că domnul Marin Florea ar fi mai bine să-și găsească altceva de lucru sau să iasă la pensie, dacă poate. Deci eu ca cetățean mă simt jignit de declarațiile domniei sale. Deficiențe au fost și vor mai fi. Deci eu sunt acest, da, domn care a venit la pachet cu toate neajunsurile și neajunsurile le păstrăm în peisaj, dacă vă place sau nu. În sfârșit, detaliată toată această chestiune în pagina a 5-a din Interesul Argeșan de astăzi, dar cred că ați înțeles despre ce este vorba. Da. O soluție pentru stația de epurare. Aici cred că vorbeam de plata unui nou... De ce spunea Mădălin Marinescu? Am văzut cu soluție, coada ochiului că are o soluție pentru o problemă. Despre ce problemă este vorba? Bine, cu stația de epurare știm. Stația de epurare, ce soluție avem? Stația de epurare e povestea aia lungă și nefericită. Trebuie mai nou, trebuie făcut un alt document, un alt studiu, din care să reiasă clar care este soluția financiară și tehnică pentru stația de epurare. Acest raport, acest studiu ar costa 10.000 de lei și Mădălin Marinescu a ridicat problema asta la o ședință de consiliu, i s-a spus că nu sunt bani și până la urmă s-a oferit, nu el nume personal, dar numele PNL-ului, să pună ei 10.000 de lei, 100 de milioane până la urmă, ca să se rezolve problema în sensul lămuririi măcar a documentelor și a multitudinii de studii de fezabilitate și proiecte făcute în anii trecuți. Înțeleg, dar până să se rezolve problemele acestei stații de epurare, eu cred că este cale lungă și, din punctul meu de vedere, ca cetățean, încă o dată spun lucrul ăsta, cred că pentru următorul mandat ar trebui să fie o prioritate aici la Curtea de Argeș, rezolvarea problemei stației de epurare. Dom'le, uite-te în ograda Mioveniului, care a accesat niște fonduri, care și-a făcut o stație de epurare de nu știu câte miliarde, da? Cu care colectează apele reziduale, iar ceea ce rezultă în urma apelor reziduale da, este transformat în îngrășământ și așa mai departe. Deci uite-te în ograda lor și fă ce au făcut și ei acolo, pentru că la noi, la Curtea de Argeș, în stația de epurare intră ce intră și iese la fel, adică aia este nefuncțională și se vede cu ochiul liber lucrul ăsta. Avem aici în pagina 6 o statistică făcută la Curtea de Argeș, aflăm că 33% din populația activă lucrează în industrie și aproape 14% în administrație și învățământ, restul de aproape 50%... Sunt împărțiți în agricultură, meșteșuguri și așa mai departe. Nu știu ce s-a auzit. Da, s-a auzit, da, o explozie, să sperăm că n-a fost. Da, aici la Curtea de Argeș. Spitalul nu a virat la bugetul de stat contribuții în sumă de 285.382 de lei. Da? De este ce? Concluzia la care a ajuns Curtea de Conturi, nu se știe de ce. Curtea de Conturi a făcut un control, un audit la spital, cum a făcut și la alte instituții și unități de stat,
și a constatat că la Curtea de Argeș, la spital, nu s-a virat suma asta foarte importantă, contribuții la stat. Am văzut că și la Spitalul Județean s-a întâmplat același lucru. Care va fi soluția? Ce va trebui, spitalul va trebui să dea banii ăștia înapoi și sunt convins să-i dea pentru contribuții și sunt convinsă că o să-i dea pentru că n-are încotro, are și de unde. Probabil că a fost o greșeală. O întârziere, da. Rămâne de văzut. Trecem în paginile 8-9, raportul Curții de Conturi dezvăluie ilegalități. Unde anume? La Aquaterm, unde banii au fost dați ilegal și utilaje vândute la 10% din valoare. Am mai auzit chestiunea asta, cred că pe vremea domnului Nastea. Da, s-a întâmplat ceva. A fost un raport preliminar făcut de Curtea de Conturi și prezentat societății cum impunerea măsurilor care trebuiau luate. Acum, în raportul pentru finanțele publice locale publicat de Curtea de Conturi de curând, au apărut rapoartele finale pentru toate controlele făcute. Unul dintre ele este acel stat de la Aquaterm, care e mai detaliat și mai aplicat față de cel publicat anterior. Într-adevăr, lucrurile s-au întâmplat pe vremea fostului administrator Gabriel Nastea, iar actuala conducere va trebui să ia toate măsurile să rezolve tot ce i s-a impus, pentru că altfel lucrurile pot deveni, se pot transforma în dosare de cercetare penală. Iată, văd aici, în timpul controlului s-a stabilit că prejudiciul adus societății prin plăți nelegale efectuate reprezentând contravaloarea remunerației brute fixe lunare pentru perioada 1 iulie 21 august 2018 acordată necuvenit este de aproape 11.500 de lei, din care 11.250 de lei reprezintă debit și 247 de lei foroase nerealizate. Da? Da, administratorul a luat indemnizația, consideră Curtea de Conturi, ilegal, pentru că n-a existat o decizie a adunării generale. Da, da, Consiliul Local, ne aducem aminte că la un moment dat i-a permis lui Gabriel Nastea să-și ia salariu. Am fost de față când s-a... Da, când i-a permis și mi-aduc aminte și de declarațiile făcute atunci. Citez exact. Da. Dacă zice Curtea de Conturi că nu e bine ce facem noi aici, dați banii înapoi. Am încheiat citatul. Iată, Curtea de Conturi a zis că nu e bine ce a făcut Consiliul Local atunci. Deci, domnul Nastea trebuie să dea banii înapoi și indemnizația ca de administrator și o indemnizație de concediu. Deci, dumnealui, practic, a făcut muncă voluntară acolo la Aquaterm. Da, da. În sfârșit, bine, cu bună știință până la urma urmei, detalii paginile 8-9, vă spuneam, Direcția Sanitar Veterinară a confiscat 2,5 tone de carne, găsiți amănuntele în pagina a 10, iar în pagina 11, aici ni se îndreaptă privirile fără voia noastră, reprezentanții autorității locale recunosc că activitatea de ecarisaj este în aer. Exact, despre ce vorbeam mai devreme, da. Se vede, da. Lăsând la o parte toate problemele, toate necazurile de anul trecut, de la 1 ianuarie e în aer în cel mai adevărat sens, mod cu putință, pentru că serviciul public nu se mai ocupă, i s-a încheiat contractul, da? Delegare primit de la Consiliul Local și acel contract despre care vorbeam mai devreme de 45.000 de lei pentru prinderea 100 de câini s-a încheiat și acela. Deci de la 1 ianuarie nimeni nu mai se ocupă. Deci câinii se înmulțesc necontrolat la Curtea de Argeș și culmea, văd că aici există în viziunea unora doar o categorie de vinovați, cei care dau mâncare câinilor. Eu nu cred. Nu aș arăta totuși cu degetul spre ei, mai degrabă către autorități care au lăsat să se întâmple lucrul acesta. Nu este nicio rușine să fii milos cu animalele. Dar totuși, după niște ani de zile să ți se repete o problemă, să o iei de la zero, da, și să... Deci de 15 ani de zile discutăm despre aceleași lucruri. Despre câinii vagabonzi, da. Și chiar vorbeam, vorbeam înainte să intrăm în direct, care sunt lucrurile din ultimii 20 de ani care au apărut la Curtea de Argeș? În afară de niște construcții pe niște artere rutiere, nu mi-aduc aminte, da? Bine, au mai apărut niște localuri, niște unități de cazare, dar sigur, asta nu ține de asta, autorități. Exact, sunt inițiative private, vorbim despre administrația locală. Absolut nimic. Deci la Curtea de Argeș nu s-a întâmplat absolut nimic, doar că, iată, a reapărut problema acestor câini vagabonzi și, cumva, să fim ironici, ne bucurăm pentru că călătorim, iată, în timp cel puțin 15-20 de ani. Da. Nu, să fim corecți până la capăt, au apărut complexul de natație, sala de sport, a fost asfaltată parcarea.
A fost refăcut parcul Fântâna lui Manole. Vorbim despre lucruri care să rămână și peste 20 de ani. Am măcar înțeles, dar o chestiune care să ducă orașul la un alt nivel de valoare nu au apărut, din păcate. Este, știi, mult de vorbit. Știi care este chestia, Didi? A apărut necropola, știi? Necropola, într-adevăr, ne-a dus la un alt nivel. Dar iarăși nu ține de autoritățile locale. Exact, exact. Și până la urmă nu prea ținea nici de arhiepiscopie. Și meritul a fost al familiei regale, pentru că a avut inițiativa construirii și apoi, bineînțeles, și arhiepiscopia, care a pus bani și așa mai departe, dar până la urmă, da, am trecut la un alt nivel, din păcate, datorită unor morți regali ei, da, regi și regine, dar totuși. Dar nici aici autoritățile locale nu fac totul pentru a pune în valoare respectiva clădire, care a devenit un obiectiv extrem de important, da, pe harta municipiului Curtea de Argeș și către care nu există nici măcar un indicator rutier. Da. Zilele trecute chiar mă gândeam vis-a-vis de această titulatură de oraș regal al municipiului Curtea de Argeș. Bineînțeles, iată, nu avem o statuie a unui rege la Curtea de Argeș. Nici o stradă nu poartă numele unui rege. E adevărat, există niște școli care se numesc Regina Maria, Ferdinand, Regele Mihai. Dar eu cred că este prea puțin pentru un oraș care se vrea a fi cu adevărat regal. Suntem primul oraș regal din România. Din păcate, nu am știut să fructificăm la momentul respectiv, pentru că dacă s-ar fi înregistrat marca oraș regal, ar fi rămas doar Curtea de Argeș. Da? În sfârșit, iarăși și aici sunt o mulțime de chestiuni de discutat și autoritățile au pierdut multe, multe trenuri. Gara regală, ce să spun, povestesc despre ea. Reluăm niște discuții pe care le-am dezbătut în nenumărate rânduri. Gata, eu cred că discuția a fost extrem de interesantă. Mulțumim pentru prezență, Laura. Spor la treabă și sper să ne vedem luni de data asta, să dezbatem încă de la începutul săptămânii principalele titluri din interesul argeșan. Mulțumesc! La revedere. Și eu mulțumesc, la revedere! Dragi prieteni, asta a fost întâlnirea noastră de astăzi, 11 și 3 minute. Ne revedem mâine la un nou program matinal. Până atunci, vă doresc să aveți o zi minunată. Didi Dumitrescu sunt, mă retrag, la revedere!